Bună seara și bine v-am găsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre învățământul secundar tehnic din țara noastră, despre problemele care se confruntă și, de fapt, perspectivele lui. Invitații ediției de astăzi sunt Victor Țvircun, ex-ministru al Educației. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Verica Josan, șeful secției juridice Ministerului Educației. Bună seara și bine ați venit. Și domnul Viorel Fortuna, avocat. Bună seara. Bună seara. Domnule Țvircun, cu dumneavoastră aș vrea să încep să ne prezentați cel puțin atunci când erați în fruntea Ministerului Educației. Care erau politicile promovate la acest sector? Cum se vedea perspectivele învățământului secundar tehnic în Republica Moldova? De la bun început trebuie să ne pornim de la faptul că sistemul secundar profesional este partea integrală a sistemului de învățământ din țara noastră și în dependență de promovarea acestei direcții, acest segment a învățământului, în cea mai mare parte depinde dezvoltarea economică. Și din start, de la primii pași, deci investirea mea în calitate de ministru a educației, tineretul și sport pe atunci, accentul s-a pus la, în primul rând, îmbunătățirea bazei materiale acestor instituții de învățământ secundar profesional și pe lângă aceasta de a face atractivă pentru tinerii din țara noastră. Conducerea țării, guvernul pe perioada respectivă a întreprins multe acțiuni în direcția care am menționat, deci ce ține de întărirea bazei tehnico-materiale. Eu vreau să vă spun că după perioada de lungă durată, anume în anii 2006-2009, s-a învărătățit bază materială la aproape toate instituțiile de învățământ secundar profesional. Deci au fost aduse prin intermediul diferitor programe internaționale, tehnică la acele instituții care se ocupa cu pregătirea mecanizatorilor. Eu mă refer la acele tractoare, combine care au fost aduse, ce ține de instituții de învățământ secundar profesional care se ocupa cu pregătirea constructorilor. Același lucru s-a făcut, noi tehnologii au fost aduse la acei care pregăteau pentru industrie ușoară, mai ales cusătoreasă. Deci toate 8 instituții care se ocupau cu pregătirea specialiștilor în acest domeniu a fost renovată baza materială. Noi vrem... Dar stați o clipă, da. Vă rog frumos, eu vreau să adaug câte ceva. Că una de a întări baza tehnico-materială și alta de a avea grijă față de copii, față de elevi care făceau studii pe atunci. De prima dată, atunci au fost aduse burse. Și deci inclusiv burse pentru elevi a școlilor profesionale tehnice. Eu nu pot să spun că au fost foarte mari aceste burse, dar asta de prima dată s-a introdus pentru a fi atractiv acest segment de învățământ și în a doilea rând pentru a aduce un suport pentru studenți. Și plus la aceasta, fiecare student a școlii profesionale tehnice primea 5 lei asta anul 2006-2007, 5 lei pe zi pentru hrană. Vreau să vă spun că acest lucru a fost un mare suport pentru acei care faceau studii la școli profesionale tehnice în mediul rural, în primul rând în mediul rural, lucru care a dus la creșterea evidentă a numărului de studenți în aceste instituții. Doamnă Josan, în ultimul timp în presă, chiar și postul nostru de televiziune a prezentat cazul școlii profesionale numărul 2, nemijlocit ne referim la doamna director Dobândă, care pe parcursul anilor a fost în centrul organelor de drept, dar și în centrul instituțiilor media. Am vrea să cunoaștem, de fapt, la mijlocul lunii august prezentam și noi că dumnea ei a fost demisă ca în cele din urmă și părinții, dar și membrii corpului profesoral să ne anunțe că a fost restabilită. Haideți să facem un pic lumină în cazul doamnei Dobândă și să vedem pe de o parte poziția ministerului, pe de altă parte starea reală de lucruri, ca după aceea le vom lua pe rând pe etape.
Vă rog. Mi-ar plăcea să vin cu un răspuns pornind de la întrebarea precedentă, pentru că în contextul în care Ministerul Educației și-a propus să modernizeze învățământul profesional tehnic, acest lucru este posibil doar în cazul unui management eficient și în contextul asigurării managementului eficient în cadrul fiecărei instituții de învățământ, inclusiv profesional tehnic, dar și a gestionării eficiente a banilor publici, au fost demarate un număr mare de verificări, inclusiv în cadrul școlii profesionale numărul 2 din municipiul Chișinău, iar urmare a încălcărilor depistate a fost emis un ordin de sancționare corespunzător, în cazul nostru a fost un ordin de concediere, iar despre valabilitatea, legalitatea acestui ordin avem și în continuare dezbateri în cadrul instanțelor judecătorești. Spuneți-ne, vă rog, la capitolul management eficient, ceea ce remarcați și dumneavoastră un pic mai devreme, în ce limite se încadrează atunci când doamna Dobândă a fost repusă în funcție și am decizia instanței de judecată aici, care zice că în termen de 30 de zile avem posibilitatea de atac a acestei decizii. Ori ministerul a semnat un ordin în care, prin care dumneavoastră a revenit la serviciu. Este un specific al litigiilor de muncă privitoare la restabilirea în câmpul muncii, care sunt de executare imediată și noi aici nu putem să facem o abatere de la acest imperativ, dar în paralel avem și o cerere de apel simplă la această hotărâre. Domnule avocat, domnule Fortună, eu vroiam să vă întreb pe dumneavoastră, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre aceste litigii de muncă, pe parcursul astea 30 de zile despre care spuneam un pic mai devreme, această persoană nu ar avea dreptul să fie la locul de muncă și să exercite drepturile pe care le avea anterior. Ori în cazul doamnei Dobândă avem informații din surse sigure că dumneavoastră în această perioadă era la serviciu și chiar a rugat directorul interimar să părăsească acest birou. La drept vorbind, eu nu pot să mă expun nimijlocit asupra cazului doamnei Dobândă. Eu nu cunosc că a fost el la serviciu sau nu a fost. Concomitent, eu confirm poziția expusă de către reprezentantul Ministerului Educației în ceea ce ține că în litigiile de muncă astfel de hotărâri urmeau a fi executate și dacă ministerul le-a executat, dumnealor avea o obligație impusă de către lege. Eu, la drept vorbind, nu chiar am înțeles corect întrebarea. Dumnezeu s-a aflat la serviciu până la emiterea hotărârii de judecată? Sau după această emitere a hotărârii de judecată, care prevedea că în termen de 30 de zile ea poate fi atacată, dumnezeu s-a prezentat. Astea sunt informațiile pe care le avem și o să vedem pe parcursul emisiunii, vom încerca să vedem și reacția oamenilor implicați. Deci în hotărâre este indicat termenul procesual în interiorul căruia o persoană ar putea să conteste o decizie a instanței de fond. Doar atât. Eu nu cunosc dacă această decizie imediată a fost expediată Ministerului Educației și în care a fost termenul în care Ministerul Educației și-a anulat propriul ordin conform acestei încheierea instanței judecătorești. Respectiv, eu nu pot vă da un răspuns cert anume la faptul dat a fost, n-a fost, avea dreptul sau n-avea dreptul. Ulterior emiterii ordinului de către Ministerul Educației, dumneaei avea dreptul de a se afla în biroul său de serviciu. Eu să rog regia ca să încerce să facă legătură cu persoanele din cadrul acestei școli și nemijlocit cu directorul interimar ca să vedem cum s-au desfășurat lucrurile cu adevărat și atunci când vom fi anunțați. Domnule Țvircun, eu vroiam să rămânem în albia managementului defectuos. Spuneți-ne, atunci când erați în fruntea ministerului, ați sesizat asemenea încălcări atunci când un manager își atribuia mai multe chestii decât era prevăzut în mod legal? Sigur că da. Și cum ați procedat? E vorba de ce că s-a făcut un proces verbal care constata aceste abateri de la Albia firească? De la prevederi ca și de la lege. De exemplu, pot să vă spun câteva cazuri. Deci la Cucuruzenii de Sus, unde e școala profesională tehnică, care pregătea mecanizatori. Dumneavoastră puteți închipui că fără voia ministerului, directorul școlii a dat în arendă 230 de hectare a pământului care aparține acestei școli, plus aceasta toată tehnica. Deci, agricolă, care a fost la mâna dumnealui, tot i s-a dat la niște lideri, la niște arendatori. Lucru care este inadmisibil.
Același lucru a fost la tot direct din stat. Deci eu pot să vă aduc și alte. Mai multe cazuri. Da, mai multe cazuri. Vreau să vă spun că atât când te deplasezi în teritoriu, când vezi cu ochii proprii cum deci, sunt derulate evenimente, cum sunt derulate activitățile acestor instituții de învățământ, este posibilitatea de a vedea și elemente pozitive și elemente negative. Problema de altă natură, că în pofida acestor depistări care au fost deci, constatate, instanțe de judecată, desigur, veneau nu în favoarea deci administrației publice centrale, dar în favoarea persoanelor respective. Indiferent, au fost aduse argumente juste, deja, deci, care pot fi considerate ca sfătoare la cer. Am avut și aceste cazuri. Ați avut probleme, ca să concretizăm, cu școala profesională numărul 2 sau nu? Nu, eu pot să vă spun altceva. Da. Că școala profesională numărul 2, ca și alte două școli, au, în anul 2006 au fost considerate ca proiectul pilot de a comasa aceste două segmente, deci pregătirea profesională și oferirea posibilității de a susține BAC-ul. Domnule, deci, acestea au fost. Mă scuzați că vă întrerup, avem legătura telefonică cu directorul interimar, cu domnul Păvăloi, și după aceea revenim în studioul la discuție. Alo, bună ziua! Așa, probabil în câteva clipe. Alo. Alo, bună ziua. Bună. Domnul Păvăloi, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Noi avem o emisiune în care discutăm cazul școlii profesionale numărul 2 și ne-am mijlocit despre acțiunile întreprinse de doamna Dobândă pe parcursul acestui an. Spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră, în calitate de director interimar, în această lună, în mod special, cum v-ați exercitat drepturile prevăzute? Care a fost relația cu doamna Dobândă? Eu vreau să menționez că director interimar am fost numit prin ordin 98 din 2 septembrie, adică ultimele două luni de zile. Da. Inițial am găsit o situație mai complicată în relația cu fosta directoare. Cu fosta directoare, dar și cu situația referitor la contractele de muncă a angajaților. Fiindcă la majoritatea erau pe un termen și eu am făcut aceste contracte, am semnat de fapt acorduri adiționale și am făcut acordurile respective perioadă nedeterminată. La 11 octombrie curent, în jurul orei 11 probabil, în prima jumătate a zilei, da, doamna Dobândă s-a prezentat la instituție. Eu eram ocupat probabil cu activitățile noastre și am fost anunțat de către secretară că s-a prezentat doamna Dobândă, a impus-o să-i predeie cheia de la anticameră și să predeie anticamera unei alte persoane. În situația respectivă eu am plecat în anticameră, am găsit-o pe doamna Dobândă și am întrebat-o cu ce ocazie dumneiei a venit în instituție, ținând cont de faptul că există un ordin de eliberare din funcție, din câte cunoșteam eu. Ce a invocat dumneiei? Dumneiei mi-a spus în felul următor: este biroul meu și pot intra când doresc acolo. Fiindcă ea mi-a spus în continuare că are o decizie de judecată prin care este recus în funcție. V-a arătat această decizie? V-a prezentat-o? Nu, nu mi-a prezentat. Eu am spus în felul următor: doamna Dobândă, eu am un ordin de numire în funcție emis de Ministerul Educației și vă rog și dumneavoastră să-mi prezentați un astfel de ordin. Când o să fie un astfel de ordin, eu cu mare plăcere vă predau instituția în administrația dumneavoastră. Însă nu am avut un răspuns la această întrebare și la această solicitare. De atunci dumneavoastră se prezenta în fiecare zi la serviciu? Începând cu data de 11, dumneavoastră s-a prezentat în fiecare zi la serviciu și eu am fost nevoit să fac un demers la Inspectoratul de Poliție. Da. Data de 12, eu am făcut un demers la Inspectoratul de Poliție Buiucani, prin care am înștiințat despre faptul că doamna, nefiind numită în funcție, abuziv, a ocupat biroul care este a instituției, este a statului, de fapt, nu este a dumneiei
de acasă, așa cum s-a exprimat dumneavoastră, că poate ia ei personal și poate intra când dorește acolo. În aceste zile v-a prezentat acest ordin de reintrare în funcție și cu asta să punem punct apelului nostru telefonic? Doamnul ne-a prezentat ordinul abia ieri. Ce a invocat dumneavoastră? De ce atât de târziu? Doamna de la secția cadre mi-a prezentat un ordin semnat de către doamna ministru, prin care doamna este restabilită începând cu data de ieri în funcție de director interimar. Domnule Păvăloi, noi vă mulțumim pentru această intervenție și pentru explicațiile pe care ni le-ați adus. O zi bună! Da. Doamna Josan, haideți să le luăm de la un capăt, pentru că lucrurile se par a fi mult mai consistente decât credeam noi. De ce doamna Dobândă în această perioadă a fost și de ce a cerut, aș îndrăzni să zic abuziv, cheile și administrația propriu-zisă acestei școli? Ministerul, da. Ce reacție avea? Ministerul a participat în cadrul ședinței judecătorești în care s-a decis restabilirea în funcție. Au fost anumite momente referitoare la modalitatea de executare a ordinului, a hotărârii judecătorești, care au fost clarificate între timp. Totodată, doamna Dobândă a preferat să meargă și la locul de muncă până a venit la minister să-și ia ordinul de reîncadrare. Mă scuzați că vă întrerup, dar haideți să revenim un pic în baza cărui temei dumneaei a fost demisă și în baza cărui temei a fost restabilită, pentru că din informațiile pe care le avem noi, la CNA sunt două dosare în proces de lucru. În cadrul instanțelor de judecate mai erau mai multe capete de acuzare, inclusiv, dacă nu mă înșeală memoria, și la corectitudinea acestui concurs pentru alegerea funcției de director. Haideți să vedem ce cap a fost demisă și după aceea pentru ce a fost restabilită. Ordinul de sancționare prin care s-a aplicat concedierea vizează mai multe neregularități economico-financiare în mare parte. Vorbim despre altfel de sau alte neregularități decât cei ce cercetează la moment Centrul Național Anticorupție. Noi cunoaștem despre faptul că în cadrul CNA sunt examinate anumite dosare, dar nu am putea să vă spunem mai multe momente despre etapele de examinare a acestora sau dacă cercetările derulate sunt sau nu sunt, din punct de vedere a organelor de anchetă, compatibile cu exercitarea funcției de director. Aici vroiam să ajung. Oare ministerul, nu știu, nu am nimic cu dumneavoastră, dar mă întreb și probabil și telespectatorii noștri se întreabă, este compatibil ca un manager cu două dosare, cel puțin în proces, ca să dețină această funcție? Și vă rog și pe dumneavoastră, dar probabil și domnul Furtună se va expune, poate, asupra acestui. Starea de cercetare. Da, e vorba de două dosare penale. Dacă eu, în calitate de jurnalist, am și, de fapt, contractele în baza cărora a fost trimisă la practică în străinătate și probabil domnul Țvircun ne va spune cum e posibil, fără acordul ministerului, să se întâmple lucrul ăsta ca să plece studenții peste hotare, iar banii să nu ajungă în vestiria statului. Avem ordonanța din începerea urmăririi penale din 2015 și alte acte care demonstrează mai multe capete de acuzare. Asta încerc să... Centrul Național Anticorupție nu a venit cu un demers de suspendare din funcție, este decizia noastră, de altfel noi am avut anterior o cercetare de serviciu care a implicat și suspendarea, dar din punct de vedere a principiului de prezumție a nevinovăției, starea de cercetare penală nu poate fi asimilată cu antecedente penale sau cu decizii care să vină să demonstreze cert până când o instanță judecătorească nu a decis acest lucru. Suntem la o etapă de examinare și așteptăm și noi să vedem care o să fie rezultatele anchetei, pentru că în mod evident ne interesează să vedem cu ce se finalizează aceste dosare. Dumneavoastră, și după asta trec la domnul avocat, ați cerut de la CNA această colaborare și informația ca să avem un mers în aceste anchete? Da, așa a fost. Am avut o corespondență cu CNA, inclusiv acum suntem în așteptarea unui răspuns despre mersul anchetei. Domnule Furtună, am ascultat afirmațiile domnului Păvăloi, directorului interimar. Haideți să începem de la faptul că dumneaei s-a prezentat și a cerut cheile de la anticameră și pentru a schimba până la urmă și personalul, așa am înțeles din discuția noastră. E legal sau nu? Ce trebuia să fie întreprins? În esență, faptul că dumneavoastră s-a prezentat la serviciu s-ar echivala cu faptul că eu m-am prezentat în același loc.
în lipsa unui ordin de numire a mea sau dumneiei în funcție, respectiv faptul dat că dumneiei s-a prezentat și a solicitat cuiva ceva, nu avea sub în sine niciun temei legal din punctul de vedere al legii. Deci s-a prezentat o persoană care la acel moment încă nu era restabilită în funcția deținută anterior. Din declarațiile domnului Păvăloi, dumnealui a acționat corect, a înștiințat inspectoratul de poliție, care urmează să stabilească deci, dacă în acțiunile doamnei respective sunt elemente constitutive fie ale unei contravenții, fie ale unei infracțiuni. Noi nu putem vorbi la acel moment despre încălcarea disciplinii muncii, deoarece dumneei nu era la acel moment angajată. Deci, încă ordinul cu privire la renumirea ei în funcție, din câte am înțeles, cronologic, nu era emis la acel moment. Respectiv, acțiunilor dumneei urmează să-i dea o apreciere inspectoratul de poliție, unde și-a fost adresată o plângere. Cu referire la dumneavoastră ați menționat, deci da, cu ordinul de concediere. Eu nu cunosc care au fost motivele invocate în acest ordin, deci ar fi mai corect, cred că să începem de la aceea, că din presă rezultă că în cadrul controalelor efectuate la această instituție de învățământ au fost depistate ușuri de încălcări. Unele dintre ele erau încălcări ale normelor penale, unele dintre ele probabil ale normelor contravenționale și unele dintre ele ale disciplinii muncii. Respectiv, primele două consider că trebuie să le dăm deoparte, deoarece urmează a fi examinate, precum s-a menționat, de către organul de urmări, acele de ordin penal urmează să fie examinate de către organul de urmări penală, cele contravenționale, la fel de agentul constatator, însă domnule cele Furtună, disciplinare... dar avem exploatarea copiilor prin muncă, avem contractele cu părțile române atunci când ei au plecat la practică fără a primi un ban. Avem și declarațiile acestor copii. Avem, de fapt, iată, firmele cu care s-a lucrat în vederea perfectării acestora. Nu sunt argumente suficiente? Deci... privire la vinovăția oricărei persoane se poate expune doar instanța de judecată într-un proces public. La moment eu pot să-mi spun opinia doar ca o persoană oricare, nu ca organ de drept sau cu atât mai mult ca instanță de judecată. De aceea eu am spus că încălcările de ordin penal sau contravențional urmează a fi examinate de către instituțiile statului abilitate cu aceste drepturi. Cum ar fi organul de urmărire penală care într-un final terminând această cercetare, va prezenta un rechizitoriu și va trimite dosarul în instanța de judecat și instanța urmează a se pronunța privitor la vinovăție sau nevinovăție persoanei. Însă, organul de urmărire penală era în drept să suspende persoana din funcție pe parcursul acestei cercetări. Motive ar fi o mulțime, pentru a nu influența martorii, pentru a nu distruge probele, etc. Deci au avut un temei suficient de a o suspenda din funcție, ceea ce ține de, mai menționez, de latura penală. A fost făcut acest demers ori nu, eu nu cunosc, o cunoaștem doar din spusele reprezentantului Ministerului Educației, din câte dumneavoastră a menționat, astfel de demers nu a fost înaintat instituției. Urma, deci CNA să înainteze astfel de demers în adresa Ministerului Educației și Ministerul era să-l execute, adică să emită un ordin prin care să suspende contractul de muncă cu doamna Dobândă. Însă, ministru, da, vroiam, mai rămân da. Încălcările de ordin disciplinar, asupra cărora era în drept să expună Ministerul Educației și la fel aici, putea să o suspende, putea să o concedeze, etc. Pentru mine este o stranietate de ce ordinul este emis peste un an de la momentul stabilirii încălcărilor de ordin disciplinar, deoarece Codul Muncii prevede că sancțiunile disciplinare se aplică în termen de o lună de la momentul comiterilor sau în termen de 6 luni de la momentul depistărilor. Iată aici îmi pare straniu. Domnule ministru, cum putem trimite la practică în străinătate copiii fără acordul ministerului? Cum ați fi reacționat dumneavoastră dacă ați fi fost în funcție? Și tot în contextul ăsta, poate e sub influența și a societății civile, în aceeași ordine de idei vă întreb ceea ce îl rugasem și pe domnul avocat. E posibil un manager cu atâtea dosare? Eu vreau să vă spun că asta este nonsens, să fie efectuate asemenea acțiuni fără acordul Ministerului Educației. Asta e cert, 100%. Eu aduc aminte, în anul 2005 am avut probleme legate cu deplasarea studenților la programul acela Work and Travel. Da. Deci, până n-am ajuns la un numitor comun cu
instituțiile de învățământ superior cu companii care efectuează aceste sau prestează aceste servicii și au fost clar stabilit care este deci, actul normativ care reglează deci, plecarea lor și sosirea lor. Și în baza acestor înțelegeri a fost emis un ordin al Ministerului Educației care deci, permitea în termeni respectivi plecarea lor și întoarcerea lor. Ce ține de plecarea la practică? Eu vreau să vă spun că asemenea lucru, el neapărat trebuie să fie coordonat cu Ministerul, cu direcții respective a Ministerului Educației pentru a obține acordul. Altfel, asta este încălcare gravă și ea trebuie să fie pedepsită. Domnule ministru, spuneți-mi, vă rog, în cazul în care nu s-a realizat această prevedere, urma ferm demisie, formă de o altă formă de penalizare sau cum ar fi fost firesc? Cum ați fi procedat dumneavoastră? Haideți să pornim de la acest caz. De la bun început pot să vă spun că noi am avut direcție care nemijlocit se ocupa cu supravegherea instituțiilor de învățământ secundar profesional și care săptămânal ne prezenta informație ce se întâmplă, care este situația, fie aceasta în școlile profesionale tehnice, în mediul urban sau în mediul rural. Afară de aceasta, deci în programul meu ca ministru a fost fiecare săptămână cel puțin o zi deci deplasarea în teritoriu unde aveam posibilitatea de a se întâlni de la creșă până la instituții de învățământ superior. Deci în teritoriu. Deci informația directă venea. Afară de aceasta vreau să vă spun că exista și așa forma cum primire cetățenilor. În adică, audiență. Sigur că da. Unde veneau oameni cu diferite probleme, cu diferite plângeri, inclusiv din cadrul didactic ca școlile profesionale. Plus la aceasta am avut o strânsă legătură cu structurile non-guvernamentale care am activat destul de eficace, eficient, la capitolul instruirii cadrelor de management, unde scoteau la iveală multe chestiuni. Înțelegeți? Și aceasta tot ne dădea posibilitatea. Mergeați pe calea cea mai dură, demisia? Sau nu, cum procedați? Deci, pentru că noi eu avem... vreau să vă spun și acei care da. Sunt versați în problema respectivă juridică, să-mi spună că codul muncii nu prevede imediat deci, formă de penalizare cea mai dură. Deci se pornește de la deci avertizare de la sau aplicarea, poftim? Nu neapărat. Imediat la pot fi. Eu vreau să vă spun că ați fost că, mai indulgent la care. Posibil. Nu, e vorba de ce că mustrarea aspră și după aia deja care trebuie la fiecare om trebuie să existe un șans. Adevărat. Vorbeți? Doamna Josan, spuneți-ne, vă rog, chiar zilele astea a fost prezentat cazul unui director a unei școli de profesionali de la Ocniță, am scapat acum numele, care și-a, dacă aș putea o numi așa, și-a dat demisia de onoare. În urma verificării s-a constatat acolo câteva mii de lei lipsă și așa mai departe. Apare întrebarea mea firească raportată la cazul școlii profesionale numărul 2. Am auzit discuția telefonică cu domnul Păvăloi. Iarăși, haideți să încercăm să vedem poziția oficială a Ministerului și ceea ce a întreprins el. Pentru că, până la urmă, societatea civilă se află în incertitudine. Ce ne spuneți? De ce a fost restabilită? De ce dumneai revine la serviciu? De ce cere cheile? De ce foarte multe lucruri care nu se încadrează în limita legalului? Ministerul Educației a menționat în repetate rânduri că nu va tolera management defectuos al resurselor financiare, mai ales în condiții de buget auster, dar indiferent de condițiile și alocațiile bugetare, managerul este obligat să asigure transparență și cheltuire conform a banilor atât din veniturile bugetare, cât și alte venituri. Este o verificare mai amplă pe care a demarat-o Ministerul Educației în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic și s-a procedat consecvent în toate cazurile care au fost constatate. Acum, în cazul de la Ocnița, nu aș putea să vă zic la sigur dacă a fost acceptată demisia sau urmează un ordin de concediere, dar... Da.
toleranța față de astfel de cazuri nu poate să persiste sau abordarea nu poate să fie diferită. Spuneți-mi, și am menționat acest lucru. Mergeți la Curtea de Apel cu acest dosar? Ați contestat decizia prin instanță? Am menționat deja acest lucru. Eu o să rog regia ca să încercăm să facem legătura telefonică și cu doamna Dobândă pentru a afla și punctul dumneiei de vedere raportat la ceea ce se întâmplă. Până atunci vreau să vă întreb, domnule Furtună, cât poate să fie documentat un caz? Pentru că spuneam la începutul acestei emisiuni că din 2015 CNA-ul instrumentează, din 16 decembrie 2015 instrumentează aceste cazuri și potrivit informațiilor pe care le avem noi, partea română a furnizat deja setul de informații care a fost solicitat. Dacă vorbim doar despre latura penală, adică despre procedura penală care îi se află la moment în gestiunea CNA, deci careva termen fixat, anume, ei sunt obligați într-un termen anume să finalizeze cercetările pe dosar, noi nu avem. Aceste termene depind de volumul acțiunilor de urmărire penală pe care organul trebuie să le execute. Mai cu seamă, dumneavoastră ați menționat că au mai fost trimis careva comisii rogatorii în România. La fel depinde în cât de repede aceste comisii rogatorii vor fi executate și rezultatele lor vor fi trimise Centrul Național Anticorupție. Respectiv, răspunsul avem deja din partea română. Informația respectiv, a fost... Iarăși, dacă este adevărat, cum spuneți dumneavoastră, că este un răspuns parvenit din partea română, eu nu cunosc materialele dosarului și nu le cunoaște nimeni în afară de ofițerul de urmărire penală care gestionează acest dosar și procurorul care instrumentează. Care instrumentează în mijlocit cazul. Respectiv, cât mai au nevoie pentru a gestiona acest dosar și a-l aduce la un final, eu nu cunosc. Însă careva termen fixat de către legislație nu există. Totul depinde de caz, de complexitatea cazului, de circumstanțele cazului, de numărul de marturi, de probe, etc. Respectiv, eu n-aș putea spune că CNA ar tergiversează ori nu acest caz, fiindcă nu am destul de informații pentru a afirma acest fapt. Haideți să vedem regia dacă a reușit ca să ne facă legătură cu doamna Dobândă, să aflăm și punctul dumneavoastră de vedere, ca să fie cel... Așa, avem un sunet de chemare. Alo, da. Alo, bună ziua. Bună ziua. Doamna Dobândă? Da. Sunt Vlad Madan de la Accent TV. În studioul la noi se află doamna Josan, reprezentantul Ministerului Educației, domnul Țvircun, ex-ministru, și domnul Furtună în calitate de avocat. Aș vrea ca să ne spuneți... Vi se aduc un șir de acuzații. Dumneavoastră ați fost suspendată din funcția de director și în intervalul de timp în care această decizie era încă în vigoare, dumneavoastră v-ați prezentat la serviciu. Spunea ceva mai devreme și domnul Păvăloi, că l-ați rugat ca să vă dea cheile de la anticameră, să intrați în birou și așa mai departe. Cum se explică aceste lucruri? Stimate domnă, așa cum este doamna jurist de la Ministerul Educației, poate să vă răspundă la toate întrebările. Vreau dar să vă zic că eu am venit în baza deciziei judecătoriei sectorului Buicani, sunt restabilită în funcție și cu privire la unele acuzații nu sunt probe în acest sens. Dar cineva a informat că pe data de 11 octombrie trebuie să fiți la serviciu? Alo? Cerem scuze, doamna Dobândă a renunțat, atât doar ne-a spus. Domnul ministru, doamna Josan, cum se explică acest lucru? Data de 11 nu se încadrează nici într-o limită. Bine, trebuie să mă documentez și eu suplimentar despre prezența doamnei Dobândă la locul de muncă până la emiterea ordinului ministerului. Informația care a expus-o domnul Păvăloi, aici am ascultat-o și eu pentru prima dată. Urmează să vedem ce le-a întâmplat de atunci. Cert este că, într-adevăr, de la data emiterii hotărârii judecătorești de executare imediată și până la emiterea ordinului a fost un mic interval de timp condiționat și de emiterea unei încheieri care să concretizeze dispozitivul hotărârii, dar ulterior au fost și alte clarificări. Este o scăpare poate a Ministerului la acest capitol, pentru că nu a reușit să fie poate destul de bine documentat, să reacționeze prompt la ceea ce se întâmplă?
Pentru că ați văzut, domnul Păvălos s-a arătat oarecum nedumerit. Cum e posibil o persoană, cum a remarcat domnul Furtună, practic cum aș fi fost eu sau dumneavoastră? A fost o lipsă de concordanță dintre acțiunile Ministerului și ale doamnei Dobândă, care în momentul în care a primit dispozitivul hotărârii judecătorește la mână a găsit de cuvință să meargă inițial la instituția de învățământ și parte de necomunicarea noastră cu domnul Păvălui pentru a-l pune în cunoștință de cauză cu faptul că avem deja o hotărâre judecătorească de restabilire. Domnule ministru, spuneți-mi, vă rog, am impresia că acest nod gordian despre care vorbim noi astăzi a fost generat de concursul pentru funcția de director. Spuneți-ne, vă rog, cât de transparente se dovedesc a fi aceste concursuri pentru ocuparea funcției de director și dacă până la urmă totul se face transparent conform regulilor. Vedeți care chestie, eu pot să răspund de perioada... Da, perioada dumneavoastră. Acum e evident deci, că nu cunoașteți care este starea din interior. Da. Vreau să spun că regulamentul privind concursul a fost atunci întocmit, în perioada respectivă, și el prevedea că să fie mai multe părți implicate în selectarea cadrelor. Deci de aceasta transparența a fost maximă. Eu nu țin minte că au fost niște cazuri de deci atacul în judecată după concursul care a avut loc în perioada acestor ani 2005-2008. Nu, eu nu aduc aminte un asemenea caz. Domnul mai Jos, mult ca atâta, eu, da, vreau să vă spun, eu vreau să vă spun că orice pas care a fost pe parcursul deci terenul respectiv, el a fost atât de deschis societății publice că dacă dumneavoastră a să-mi arătați mie măcar o licitație, fie această licitație cu tehnică, fie această licitație cu cărți, cu manuale, etc., care a trezit nedumirirea publicului sau unor persoane, atunci eu nu aduc aminte. De exemplu, domnul ministru, mă scuzați că vă întrerup. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, ar reieși că actuala conducere a ministerului nu este la fel de atentă, de minuțioasă la... Nu vă supărați, eu n-am de gând să fac note sau aprecieri. Înțelegeți? Multe lucruri care s-au produs pe parcursul ultimilor 5 ani, să vă spun sincer, mă deranjează foarte mult. Mă deranjează multe acțiuni care n-am mers pe calea continuității a ceea ce am propus. Ceea ce ați propus dumneavoastră. Dar același lucru se refere, de exemplu, v-am spus, de pilot proiect cu liceele profesionale. El a fost închis, dacă nu greșesc, în 2013. Cam așa. Deci în 2013, din 2006 până în 2013, a fost suficient timp de a vedea care sunt momente pozitive, care sunt momente negative. Și de a pune, deci, pe cântar ce predomine, ce prevalează. În viziunea mea, asta a fost o șansă pentru acei care n-a trecut, de exemplu, pragul BAC-ului, să vină la școala profesională tehnică, liceu, mai bine spus, și să obțină și BAC-ul, și profesie. Asta e una. A doilea la mână, noi am posibilitatea să extindem această practică nordul, centrul și sudul Moldovei. A treilea moment la care aș dori să atrag atenția dumneavoastră, asta e faptul că, din păcate, multe reforme care se fac, ele n-au un studiu profund de fizibilitate. Orice pas care noi dorim să facem, fie aceasta incluziune, fie aceasta optimizare, etc. Noi trebuie să știm cât ne va costa implementarea acestor proiecte, în plus sau în minus, și ce va da această societății noastre. Eu vreau să vă spun că optimizarea care a fost efectuată, în cea mai mare parte, o a dus la, nu numai că la închiderea școlilor, dar aruncarea copiilor în stradă. Și criminalitatea în rândurile copiilor, eu consider că juriștii pot să confirme acest lucru, a crescut evident. Cine a câștigat din chestia aceasta? Doamna Josan, eu în calitate de, nu știu, vorbesc potențial manager a unei școli profesionale, pot să-mi angajez soția, copiii, pot să le plătesc două salarii, pot să plătesc la contabil trei salarii, premii, în calitate de premii și așa mai departe?
Probabil că întrebarea dumneavoastră rezultă iarăși din constatările noastre la Școala Profesională 2, dacă este să ne referim... Neavând calificare? La nivelul la general despre compatibilitatea unor funcții. Avem Comisia Națională de Integritate care în fiecare caz concret poate să se pronunțe, inclusiv a format deja o practică în acest domeniu, nu neapărat să fie incompatibilitate în sensul încălcării acestui regim, dar neregulile depistate de noi a fost mai mult la compartimentul plăți salariale. Da, este un moment. Dacă există conflict de interese, atunci sigur că asta e imposibil. Asta e aici vroiam să ajung, de aceea și am acordat această întrebare. Dar dacă nu există conflict de interese, de exemplu, dumneavoastră sunteți directora unei școli profesionale și soția dumneavoastră, deci este profesorul la această școală. Care din datele conflict? Pe care le avem, soțul doamnei, neavând calificarea necesară de lăcătuș și cumula de fapt două funcții de șofer și plus eu funcția de cazul concret, dar eu vă spun de în genere. Asta și vorbesc. Da. Domnule avocat, e posibil? Deci în cazul pe care noi îl discutăm la moment, eu nu văd careva incompatibilitate. Soțul doamnei Dobândă, în esență, deținea o funcție care nici de cum nu putem califica ca una de conducere. Dumnealui era un simplu șofer. Cu referire la subiectul că el mai primea salarii pentru alte careva funcții. Neavând calificare. Neavând calificare. Iarăși, este o încălcare, cum am spus, fie de ordin penal, fie de ordin contravențional. Respectiv, asupra acestor încălcări urmează să expună instanța de judecată. Ceea ce ține de, mă rog, de incompatibilitate, noi nu putem considera că ar fi stare de incompatibilitate șoferul și directorul instituției. Dacă soțul era să fie cumva numit un adjunct, un adjunct sau contabil cu funcție de conducere, atunci putem considera că este incompatibilitatea. În cazul când el este un simplu șofer, consider că nu. Dar cum se explică faptul că acești studenți merg la practică, iar întreaga sumă pe care urmau să o primească în exercitarea anumitor funcții e o chestie foarte complicată și acolo, dar întreb, nu a ajuns în vestieria școlii, dar ajung pe niște conturi care sunt destul de suspecte și nu există cecuri care ar fi prevăzut sau acte fiscale care să prevadă intrarea acestora. În esență, dumneavoastră, acum relatați niște circunstanțe care, în esența sa, este o componență de infracțiune. Această infracțiune, dacă a fost constatată de către Ministerul Educației, Ministerul Educației putea maxim ce să facă să sesizeze organul competent. Din câte am înțeles, Ministerul a făcut acest lucru. Organul competent, mă rog, organul de urmărire penală urmează deja să ducă la o finalizare toate cercetările și să emită careva decizie, cum ar fi fie un rechizitoriu, fie de o ordonanță de încetare a urmăririi penale, independență. La moment nu este niciuna, nici cealaltă, cred că este prematur de discutat. Nu se vrea? Sau nu există probe? Eu nu cunosc. Poate că dumnealor vor emite un rechizitoriu și dosarul va fi trimis în instanța de judecată. La moment, eu nefiind reprezentantul niciunei dintre aceste părți, nu mă pot expune. Eu nu cunosc absolut nimic din materialele cauzei, în afară de ceea ce a fost relatat în mass media. Respectiv, nici n-ar fi corect să mă expun asupra faptului că o fac intenționat sau nu o fac intenționat. Regie ne spune că mai avem 5 minute în cadrul acestei emisiuni. Doamna reprezentant de fapt a Ministerului pe de o parte, vreau să aflu o chestie foarte simplă. Câte ore o persoană poate lucra conform codului muncii, cât poate primi sau cum va fi remunerată, unde ajungem deja în exploatarea unei persoane și cazul nostru a copiilor și respectiv dacă și acest cap de acuzare despre care vorbesc eu a fost și este în vizorul Ministerului Educației. Probabil urmează să le divizăm aici. Dacă vorbim despre practica de producție a elevilor, atunci elevii în dependență de vârsta acestora au regim diferit de muncă. Până la urmă această diferențiere ca în cele din urmă atunci când urmează acest ordin, nu știu, de restabilire ca să fie lucrurile foarte clar. Se poate întâmpla, nu știu, și aici foarte scurt o să vă rog că o să solicit punctul de vedere a domnului Țvircun, se poate întâmpla ipotetic vorbind ca să mai există un ordin de suspendare a dumneavoastră atunci când apar alte probe?
Evident că noi suntem obligați să cercetăm și să asigurăm o finalitate a acestui caz. Pe de altă parte, sunt cercetările organului de urmărire penală, care de asemenea urmează să vină cu un răspuns despre cele constatate. Înțelegem și nerăbdarea de a avea o finalitate în termen cât mai rapid, dar ține de proceduri care, cu părere de rău, de multe ori durează mai mult timp. De aceea nu am putea să venim acum cu o concluzie exactă. La întrebarea dumneavoastră vă spuneam că în dependență de vârsta minorilor, elevilor, în dependență de regimul de muncă, unde se realizează nimicit practica. Sunt foarte multe circumstanțe care vin să pună limite programului de muncă al acestora. De aceea urmează organul de anchetă să se pronunțe în fiecare caz concret dacă a fost sau nu a fost depășită această limită de exploatare prin muncă despre care spuneați dumneavoastră. În cazul nostru sau pentru ordinul de sancționare al Ministerului Educației nu a fost reținut nimic mijlocit acest O întrebare aspect, scurtă dar... și un răspuns foarte scurt îl vreau. Ministerul, când ne poate asigura că la școala profesională numărul 2 va fi instaurată pacea, colectivul va funcționa firesc, pentru că, să nu ne ascundem după paravan, există anumite presiuni și în colectivul profesoral, avem încălcări și la capitolul relații cu elevii, dar ăsta e un alt subiect pe care astăzi, cu părere de rău, nu am reușit să-l abordăm. Ne puteți spune de o limită de timp, pentru că se tot tergiversează. E poziția noastră în calitate de ziariști. După aceea aflăm și... Ministerul Educației este primul interesat să aibă o finalitate și un climat moral în cadrul instituției prielnic realizării raporturilor de muncă în mod corect. Totodată nu putem realiza acest lucru de unii singuri, mai ales acolo unde avem și cercetările penale, chiar suntem dependenți de această colaborare cu organele de anchetă. Domnule Fortună, e posibil ca să revină pacea în acest colectiv și care ar fi căile legale? În esență, eu nu pot expune privire la pace. Eu sunt sigur că Ministerul are toate pârghiile necesare pentru a stabili, a cerceta și a emite decizii de sancționare în cazul când vor fi stabilite încălcări ale disciplinii muncii. La fel, Ministerul, în cadrul cercetărilor proprii, poate sesiza și organele de drept. Adică eu sunt de părere că Ministerul are toate pârghiile necesare pentru a asigura acea pace la care vă referiți dumneavoastră. Însă, va fi instaurat ori nu, eu nu pot să mai expun. Domnule Tfercon, vreau să vă întreb. La capitolul, ziceam ceva mai devreme, a concursului. Concursul oferă posibilitatea tuturor doritorilor de a participa. De ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că poate soluția cea din mijloc să fie cea mai optimală. O persoană din afara colectivului profesoral să vină în această funcție sau în fruntea școlii și atunci lucrurile s-ar soluționa de la sine. Eu vreau să vă spun că orice concurs este concurs deschis. Da. Și dacă omul se racordează la acele cerințele care sunt puse în fața lui, el poate participa. Asta e fără doar și poate. Și deci comisia de selectare are dreptul să aleagă cel care este mai bine pregătit, mai experimentat în acest domeniu. Se putea sau... Dar eu vreau să atrag atenția la altceva. Dumneavoastră vorbiți permanent la transparența Ministerului Educației. E vorba de ce e când noi pledăm pentru transparența întregului sistem de învățământ, de la creșă până la instituție de învățământ superior. Asta se cere. Asta e una la mână. A doua la mână, noi trebuie să punem în fața managerilor principali două chestiuni. În primul rând, respectarea legislației și acelor acte normative care există. Și dacă sunt aceste încălcări, eu pot să vă spun câteva exemple. Vă rog, ca să încheiem acest. Da. Când a fost introdusă bursa și plus aceasta, subvenția aceasta de 5 lei pentru hrana copiilor, noi am depistat peste anumită perioadă de timp zeci și sute sufletele moarte, care au fost puse în registrul oameni care conduceau această instituție, pur și simplu primeau bani pentru aceste sufletele moarte. Am depistat și am fost puși în situația că să le excludem din sistemul de învățământ. Dar eu vreau să vă spun că controlul
Asta este baza, cum a spus un coleg de-al meu, baza temeliei fundamentului. Deci, eu vă rog frumos să fie luat în considerație acest lucru. Pe această notă noi punem punct acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la Reflector Analitic și pentru explicațiile pe care ne le-ați adus. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați urmărit. Sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună.